Salutare tuturor! Aici Răzvan, autorul blogului pe mania.net. Revin în fața voastră cu al cincelea episod dintr-o serie de videouri în care prezint stilourile din colecția personală. Astăzi un stilou deosebit, în continuare unul dintre favoritele mele. Este vorba despre Noodler Sync Ahab, stiloul Noodler Sync Ahab. Veți găsi pe blog un articol detaliat dedicat acestui stilou și am vrut să împărtășesc cu voi astăzi toate modelele, de fapt toate culorile pe care le dețin la acest stilou și să vă povestesc un pic despre caracteristicile sale și despre cum am ajuns să am atâtea și să-l folosesc. În ce constă plus valoarea acestui stilou pentru mine personal. Bun, așa cum puteți observa, există multe tipuri de combinații și de culori, de la total transparent la galben, negru și așa mai departe, sau amestecuri de culori al acestui stilou. Cred că sunt peste 20 de combinații în acest moment. O să le iau pe acestea negru pentru a vă arăta. Forma este un stilou de dimensiuni peste medie, aș spune eu. Este un stilou ușor, da? Nu este greu deloc. Cred că are jur de 18 grame maximum, dacă nu mă înșel. Capacul se înșurubează sau se deșurubează. Materialul său este o rășină de plastic, am înțeles cu elemente vegetale în interiorul ei. Este produs în India și vândut de Noodler Sync din America. Materialul în sine are un aspect lucios, așa cum puteți observa. Are și un miros caracteristic, mie îmi place, un miros dulceag. Care este mai intens atunci când ajunge prima oară stiloul, iar apoi, odată cu utilizarea, se reduce în timp. Unii consideră deranjant, eu nu consideră deranjant, chiar îmi place. Încă se mai simte la aceste modele, chiar și după o utilizare mai îndelungată. Vine cu această clemă, cu o formă mai deosebită. În articolul în care vorbesc despre acest stilou, pe blog este și video de introducere al acestui model de stilou din partea lui Nathan Tardif, proprietarul Noodler Sync, în care el explică ce simbolizează forma acestei cleme, care este filozofia din spatele acestui stilou și așa mai departe. E un video foarte interesant, vă recomand, dacă aveți timp și răbdare, să-l vizualizați în întregime. Deci clema are o formă deosebită, este flexibilă, total utilizabilă. Avem apoi acest inel gros la baza capacului, care scrie Noodler Sync. Iar apoi în partea aceasta nu avem niciun element de metalic. Secțiunea de prindere este din același material și aceeași culoare sau combinație de culori ca și restul corpului. Și bineînțeles, vestita peniță Noodler Sync, o peniță flexibilă numărul 6. Sper să se focalizeze mai bine acum. Cu un alimentator din ebonită. De dimensiuni generoase, așa cum puteți observa, este o penița fiind numărul 6, automat și alimentatorul trebuie să corespundă mărimii peniței. Stiloul se alimentează cu ajutorul unui convertor integrat, un mecanism gen siringă cu piston, da? Se împinge, se introduce în călimara cu cerneală, se trage și apoi cernala intră în mecanism. Se poate folosi și în modul pipetă. Există aici o garnitură din
din cauciuc care se poate muta aici, iar apoi se umple tot corpul cu cerneală. Se dă cu un pic de silicon pe această parte, pe acest filet și apoi se înșurubează. Nu l-am folosit în acest mod. De fapt, l-am folosit mai de mult, dar am renunțat. Am folosesc în convertor. Ce îmi place mie mult la acest stilou, penița care poate fluctua în dimensiunea liniei, de la o linie, să zicem, un F european până la un B sau un W european, atunci când flexăm. Secțiunea de prindere este interesantă. În practic, există multiple poziții în care se poate ține stiloul și asta mă avantajează mai ales pentru activitatea pe care o folosesc eu. Deci putem să ținem aici, aproape, pe prima parte a secțiunii de prindere, apoi mai în spate un pic, așa cum puteți observa, sau și mai sus. Capacul se poate monta în siguranță, deci nu cade, nu sunt probleme. Stiloul devine mai lung în momentul ăla, dar este utilizabil. V-am zis, greutatea mică, capacul nu afectează echilibrul stiloului în timpul scrisului sau al desenului în cazul meu și atunci nu sunt probleme. Există, bineînțeles, și plusuri și plusurile le-am enumerat, există și minusuri ale acestui stilou. Este un stilou, să zicem, capricios. Mai avem scăpări de cerneală, alimentatorul din nebunit asigură un flux crescut de cerneală necesar și pentru penița flexibilă. Automat înseamnă că dacă avem mai mult aer în convertor, fluxul de cerneală se va mări, pot să apară picături în capac și așa mai departe. Deci din când în când trebuie curățat capacul, trebuie verificat nivelul de cerneală și așa mai departe. Lucruri care trebuie ținut cont, deci la acest stilou sunt mult mai frecvente decât la alte tipuri de stilouri. Nu toate penițele scriu sau au aceeași senzație, deci calitatea lor este inconsistentă. Unele chiar au și zgâriat, le-a trebuit să le mai prelucrez un pic. Unele au avut un flux de cerneală mai redus, deci mai uscat. Și atunci a trebuit să intervină asupra alimentatorului. Este și una dintre caracteristicile pe care Noodlers le promovează despre acest stilou, faptul că poți să intervii asupra alimentatorului de ebonită, să-i mărești canalul central, astfel încât să mărești fluxul de cerneală care curge prin acest stilou. Deci sunt, să zicem, este un stilou nu neapărat pentru oamenii care nu vor să se complice sau să intervină asupra stiloului sau să-l îi acorde o atenție sporită tot timpul. Da? Deci nu este chiar pentru toată lumea din acest punct de vedere. Penița flexează frumos, cei care îl folosesc la caligrafie sau să flexeze au reușit să-l îmblânzească și să obțină rezultate foarte interesante cu el. Este un stilou care eu l-am cumpărat de la un pen shop din Anglia, care spun ei că sunt singurul retailer european autorizat. Între timp, cineva mi-a atras atenția că există un pen shop în Italia care are o gamă extinsă de noodlersing, deci de produse, atât stilouri cât și cerneluri, mult mai extinsă decât cei din Anglia și atunci sunt mult mai avantajos din acest punct de vedere. O să încerc să pun linkul eventual pe articolul de blog în care voi posta acest video. Plus că prețurile sunt în dolari față de lira sterlină. Dolarul este mai mic în acest moment, deci și sunt și mai aproape. Au două variante de transport. Chiar am fost plăcut surprins când am văzut ce gamă variată au. Mult mai variată decât a acestui retailer autorizat din Anglia, care de foarte multe ori nu aduce toată gama de cerneluri sau nu aduce toate stilourile și împrospătează stocul foarte, foarte rar. Deci nu este un aspect negativ din punctul meu de vedere. Deci eu am cumpărat toate aceste modele de la ei.
Un lucru care întotdeauna este recomandat la acest model este atunci când îl cumpărăm să-l spălăm automat cu apă călduță, nici rece, nici fierbinte și o picătură de detergent de vasă lichid pentru a elimina uleiurile și resturile din alimentatorul de ebonită care este făcut manual și apoi din nou clătit cu apă călduță curată. Da, fără detergent, din nou pentru a elimina ce a mai rămas în ebonită. Dacă nu facem asta, există riscul ca uleiurile și resturile din prelucrarea alimentatorului de ebonită să blocheze curgerea cernelii în alimentator și atunci să avem probleme la scris cu el. Da, deci nu este un stilou extrem de comod, de folosit sau de întreținut, da? Trebuie să țineți cont de chestia asta, este un stilou care trebuie îmblânzit, aș spune eu. Bun, acum povestea lui pentru mine personal. O să vă mai las câteva secunde cu lurile pe care le am. Sunt foarte multe variante care sunt disponibile, inclusiv acest galben care iese în evidență fără probleme. Deci depinde de gustul fiecăruia ce fel de variantă vrea să-și aleagă. Inclusiv se pot combina, după cum o puteți observa cum am făcut eu aici, am luat corpul unui stilou total transparent, cum este acesta, și apoi l-am combinat pe corpul unui colorat și a ieșit o astfel de variantă, de exemplu. Dată fiind această rășină din încă observație din care este făcut stiloul, compoziția ei nu o să fie niciodată. Acesta nu este un acrilic, dar nu o să fie niciodată perfect transparent. Este un pic înțețoșat, după cum puteți observa, nu are o culoare total transparentă, un pic spre gălbui, poate. Este normal, se văd anumite lucruri în interior, deci este foarte normal să fie așa, tocmai datorită acestei rășini din plastic care este folosită la confecționarea lui și care este foarte rezistentă, pot să vă spun, deci nu am avut probleme cu crăpături sau lucruri de genul ăsta cu acest stilou. Așa, am să le iau acum din fața voastră, pentru că sunt multe, deci, după cum puteți observa. Deci, dacă vrem să le numărăm, avem aici 5, cu încă 5, 10. În total sunt 14 noodles A-Hub care fac parte din colecția mea. Și o să rămân cu acest stilou. Acesta este primul exemplar pe care l-am avut. Totul a început undeva în toamna lui 2015. Știam de acest stilou, văzusem diverse recenzii pe internet. Pot să spun că nu fusesem extrem de impresionat de ceea ce am văzut pe internet și acum părerile sunt împărțite, unii au probleme cu ele, n-au reușit să le facă să meargă, au fost probleme, pur și simplu, într-adevăr, unele refuză să meargă și atunci oamenii renunță să mai le mai folosească sau să le mai cumpere, alții au fost foarte mulțumiți de ele, deci părerile sunt împărțite. Sunt cam două extreme în general atunci când e vorba despre acest stilou. Deci, cum spuneam, povestea începe undeva în toamna lui 2015, în septembrie respectiv. Am comandat de la pen shop-ul olandez la Curând de Compte un Twisby Eco. Tocmai se lansase Twisby Eco, modelul Eco de la Twisby. Și, practic, de fapt, în august se lansase acest model. Eu l-am comandat în septembrie de la olandezi. Și datorită cererii foarte mari, practic Twisby nu s-a așteptat să aibă atâta cerere, modelul n-a mai fost disponibil. Deci cei de la Pen Shop n-au reușit să-mi trimită Eco și mi-au spus că va trebui să aștept încă 2-3 săptămâni. Și pentru că am așteptat 2-3 săptămâni, mi-au trimis gratuit cu stiloul Twisby Eco un carnet. Este vorba despre acest carnet. Este vorba despre un Moleskine sketchbook cu
O hârtie interesantă, o grosime generoasă, 165 de grame. Așa cum scrie și aici în engleză, ideal for classic sketching and drawing, deci ideal pentru schițe și pentru desen. Și vedeți în mijloc simbolul unui stilou. Și atunci, având acest carnet, l-am pus în colecția mea, nu l-am folosit o perioadă și undeva spre sfârșitul octombrie am hotărât să comand din Anglia un Noodler's Ink Ehab, respectiv acest model, modelul negru, lucios, ca să văd despre ce e vorba. Și nu știu cum exact am ajuns, a venit stiloul, mi-a plăcut penița, l-am curățat, deci am făcut toți pașii necesari pentru a fi sigur că este funcțional stiloul. Și am început să-l folosesc și l-a scris și apoi ușor ușor m-am îndreptat spre acest carnet. Și am hotărât să, nu știu, pur și simplu am făcut în niște măzgălituri, ca să spun așa, inițial, după cum o să observați acum, cu acest stilou. Nimic deosebit. Da? O singură culoare de cerneală. Și apoi, așa cum puteți observa, mi-am dat seama de potențialul peniței flexibile. Uitați. Faptul că pot să apăsând pe ea, pot să îngroși linia pe care acesta o generează și atunci poți obține efecte interesante în desene. Mie mi-a plăcut desenul în general. Am avut o profesoară care m-a sprijinit mult și ne-a dat proiecte interesante de făcut, după care am abandonat această parte și pur și simplu în 2015 am reinițializat această pasiune, ca să spun așa, pur și simplu dintr-un motiv extrem de pragmatic, pe mine mă relaxează, mai ales în perioadele de stres maxim, să desenez, să fac diverse desene. O să vă arăt acum un pic cum a evoluat situația. Deci, acestea sunt primele variante de desene făcute cu ahabul. Inițial am avut o cerneală neagră și o cerneală de un albastru mai închis, după cum puteți observa. În momentul în care mi-am dat seama de potențialul lui ahab pentru desen, am hotărât să cumpăr mai multe exemplare și am hotărât să cumpăr și cerneală de la Noodlers. Cerneala mai ales m-a fascinat și acesta a fost practic începutul colecției de cerneală din perspectiva mea, pentru că aveam nevoie de mai multe culori pentru desene. Astea sunt primele tentative. Hârtia fiind așa de groasă și nu întinează, nu trece pe partea cealaltă, aici pur și simplu s-a luat de pe partea asta. Și atunci este ideală, se poate și picta pe ea la o adică. Este ideală pentru desenul cu cerneală. Da, diverse forme. Aici încă mai aveam două cerneluri. Și aici la fel. Mi-a plăcut acest carnet, în continuare îmi place, este un format specific A5, nici prea mic, nici prea mare și permite concentrarea pe câte o pagină. Aici deja am înaintat cu o nouă cerneală. Este vorba despre Noodler's Apache Sunset. Practic este un portocaliu interesant, care mi-a plăcut de la Noodlers. Din nou, toate liniile sunt făcute așa cum puteți observa aici, partea cu negru, liniile sunt mai groase, în timp ce partea cu apaș sunt mai subțiri, pentru că aici nu am apăsat, deci am lăsat ahabul să genereze linia pe care el o generează de obicei, în timp ce aici, ahabul cu negru, am apăsat pentru a genera
aici sunt mai subțiri, aici sunt mai groase, pentru a genera linii mai groase. Deci este vorba despre acest efect pe care am folosit. Și aici la fel. Apoi cu hașurare. Asta este un desen pe două pagini, aceeași model. Sunt modele, mă rog, imaginate de mine, luate apoi, inspirație luată și de pe internet. Poate o parte din voi cunoașteți și metoda Zentangle. Asta este genul, pe mine mă fascinează linia. În continuare, cele trei culori. Diverse variații. Penița fiind de așa de fină, permite la fel foarte detalii foarte mici realizate cu ajutorul ei. Deci, din nou, fără a se apăsa pe ea și fiind un F fin, permite un detaliu foarte, foarte bun de realizare. Aici deja am adăugat o nouă cerneală. Cred că asta este un Bay State Blue, dacă nu mă înșel. Care e o cerneală celebră pentru duritatea ei, dar care are o culoare care, cum, după cum puteți observa, este foarte mult în evidență. Este un albastru vibrant, așa. Aici deja am trecut și la un roșu. Cred că era un Nikita Red de la Noodlers. Din nou m-am folosit de capacitatea peniței de a flexa. Aici linia este mai groasă, iar în momentul în care n-am mai apăsat pe ea a devenit mai subțire. Deci puteam să o fac și mai groasă și să obțin un efect și mai interesant decât am făcut aici. Deci, linia să fie groasă în partea superioară și apoi să se subțieze. Din nou, Basted Blue în acțiune. Și a ieșit mai mult. Deci, pe unii dintre voi, probabil că e doar ochii în momentul de față. Mai arăt un desen, deci ceva mai simplu, ceva de genul acesta, totul realizat cu e-hub și cu cerneală de stilou, Noodlers Ink. Hârtia e foarte bună, absorbe foarte bine cerneala și se usucă bine în timp, iar apoi rămâne așa. Practic, acesta este carnetul din 2015, 2015-2016, aș spune, până undeva în februarie 2016. Am făcut apoi cam un carnet pe an, să spunem așa, cu aceste desene. Deci, pentru mine, Noodlers A-Hub, plus valoarea lui este dată de desen, practic, de capacitatea lui de a varia linia. Am modificat o parte dintre modele, nu acesta negru, altele din colecție, pentru a da un flux de cerneală mărit, pentru a le folosi la hașurat. Da. Deci, cam asta ar fi contextul și istoria acestui stilou în colecția mea personală. Sper că v-a plăcut. Pentru cei care poate nu le-a plăcut, trebuie să zic din introducere, pot să uite la celelalte videouri din colecție. Și mai urmează încă un episod, deci al șaselea episod, legat de colecția personală. Atunci, ținem legătura. Vă urez o săptămână excelentă
și ne auzim.